Slăvim pe Domnul, dragi mei frați și sărori, și noi dorim în această dimineață să-i mulțumim pentru această zi de har, pentru această zi binecuvântată și noi să începem timpul nostru de părtășie și în primul cuvântare mulțumim o Tatăl nostru pentru Fiul Tău iubit, mulțumim că în orice vreme minunat ne-a ocrotit. Să-i cuvine, să te laud, Domnul meu. Să-i cuvine, să te laud, tot mereu. Sunt ator și se cuvine.
Amin. Acesta. Noi nu facem politică, pentru că Biblia ne spune să fiți cu stăpânirea.
O lume care e împărțită. Și după ce alege pe unii, devine mulțumiți. Băi, că nu așa. Lumea cât de nemulțumită. Pentru că Biblia ne spune, noi știm de ce ne pot să lume. Da. Lumea creată de Dumnezeu. Mai condusă de vrăjmașul lui Dumnezeu, Satan. Și vedem lucrul acesta. Și acum ne aduce aminte pentru posibilitatea de a mulțumi și de a fi mulțumit tot timpul. Zice, dacă s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni. Iată, noi putem spune că Mântuitorul nostru și dragostea lui s-a manifestat pentru toți oamenii. Deci, există un singur Dumnezeu, dar nu toți iau pe acest Dumnezeu care a adus mântuire și dragostea pentru tot oamenii. Trebuie să fim foarte, foarte mulțumitori pentru lucrul acesta. În special că l-am primit ca mântuitor personal și credem în lucrarea care a făcut-o. O lume care se pierde pentru că necredul Domnului Iisus, fără Duhul Sfânt, omul nu are nicio șansă, nicio șansă. Oricât și-ar da el silința să facă lucruri bune, nu se poate. Firea pământească, vine de acolo, de toată ispita. Erau doi oameni care erau în prezența lui Dumnezeu. Oricând putea să, la orice timp, să apeleze la Dumnezeu, dar nu, a vrut să fie independent, să nu depinde de Dumnezeu. Noi să fim mulțumit pentru lucrul acesta. De ce? El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi de pregătire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată, cine a făcut înnoirea Lui? Duhul Sfânt. Sunt atâți oameni care își spun, gata, zice, nu mai fac lucrul acesta pentru un timp. Și cât un timp, îl face nouă. Pentru că prin puterile noastre nu putem. Noi să-i mulțumim Dumnezeu că ne-a făcut cu rog. Să credem în Domnul Iisus. Și apoi am primit Duhul Sfânt. Ceva nevăzut, dar e o putere care te face să te înnoiești, cum spune. Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat în Iisus peste noi. Prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, prin credință. Nu prin ceea ce am făcut noi sau prin ceea ce facem. O lume care are este înțeleagă, că dacă face anumite lucruri, vor fi mântuiți, au dat la o parte Harul lui Dumnezeu. Noi suntem foarte, foarte devedetori și Dumnezeu se folosește de noi să spunem, cu toată dragostea. Toată dragostea. Știu că nu ne crede. Eu cunosc împrejurările care noastră trăiți în oraș și suntem din față. Dar la sat se cunosc cu toată multe ei. Și să le spui adevărul, îi vezi cum Satan în spatele lor îi face să se roșească și nu le convine adevărul. Le spui că într-o zi vor pleca de pe pământ și există veșnicie și nu cred. Și mai surprins, că și cei care cunosc Scriptura au ajuns să-și pună întrebarea că cine știe dacă va fi ceva? Înseamnă, câtă necredință, câtă necredință. Exact ca la cuplurile lor. Credeți că ei nu croșau pe prorocul Isaia? A venit Domnul Iisus, a spus, iată, picioara va naște. L-au văzut pe cruce și inima a rămas să fie de necredință, necredință. Și acum, mergem mai departe. Pavel și zice, pentru că o dată să potiți de prieniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitor ai vieții veșnice. Iată, moștenitor ai vieții este vorba de o viață veșnică. Toate din credință. Toate din credință. Deci, oamenii sunt limitați. Moartea, pentru că ei nu înțelege de unde provine moartea și zice, n-a venit nimeni deocamdată. A venit. Domnul Iisus și a spus o pildă. Cu bogatul și masă. Și el era Dumnezeu persoană. Și a spus, unde a avut bogatul și unde a avut Lazar. Bogatul nu a ajuns pentru că era bogat și Lazar nu a ajuns pentru că era sărat. Și datorită comportamentului a ajuns pe care. Și când lucrurile se va întâmpla, va fi prea târziu. Pentru că problema trebuie rezolvată cât suntem în viață. Iar la motiv, după moarte, după cine, nu cu falsă.
Deci, este un moment în care să-i mulțumim că avem Scriptura, să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut Dumnezeu, Mântuitorul nostru, pentru noi. Și să-i mulțumim că ne-a dat acest an să credem tot ceea ce a făcut și să ne încredem. Pentru că unele s-au împlinit, unele se vor împlini. În versetul 13 din capitolul 2 le spune tot acestor categorii de frați și surori. Zice, așteptând fericita noastră de nădejde și arătarea slavului Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Asta este nădejdea noastră, care în fiecare zi o trăim, în fiecare zi o trăim. Suntem într-o așteptare, într-o așteptare. Așa și cum. Mai, acum, nu mai rar se face la neva cu trebuie. Dar se aștepta să fie trebuie. Și avea trenurile întârziere. Românii vorbeau, ori Japonia, ministrul transportului și-a cerut scuze de la călător că trenul a întârziat un minut. Și la noi, întârzia ore întregi. Dar omul era în așteptare. Era în așteptare. Așa suntem noi. Și să-i mulțumim pentru că suntem în această stare de așteptare, această nădejde pe care lumea nu o are. Pe mine mă face zmintit cu răspunsul lui Dumnezeu. Deci ai fost oară. Oricum mă face ca la dorată. Mă puteți. Dar aia nu pare la oameni. Mă puteți ca la dorată oameni. Vedeți? Cât de minunat este că Dumnezeu ne-a lăsat Scriptura și s-o păstrăm pentru că în curând Scriptura va fi schimbată. Așa cum în caritașii noștri nu prea înțelegeau ei ce înseamnă comunismul, la oameni cu comunismul e la o cotă maximă. La o cotă maximă. Și înșelătoria. Dragoste. Nu? Dragoste în adevăr. Atunci, pentru că ne putem frumos cu tot oameni, să nu înțelege greșit. Dar nu ne putem nimic cu tot. Ei sunt de o parte și noi de alta. Așa știu cum Hristos trece prin apă și rața și apa nu se atinge de el. Dumnezeu a dat un cuvânt de sine, de care așa și de noi. Noi să rămânem la adevărul Scripturii și să spunem. Și chiar dacă vom fi prigoniți, să ne bucurăm. Pentru că înainte de a fi prigoniți, noi a fost Domnul nostru prigoniți. Noi n-am făcut nimic vis-a-vis de ceea ce a făcut El. I-a făcut numai și numai, numai și numai bine. Până la urmă a fost lepădat. Deci primești de mulțumire. Și să nu vă să zgârbiți la pământ. Pentru că ceea ce a promis Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Să nu fim ca cei care nu au răbdare. Și să avem de lungă răbdare. Și de ce? Păi dacă Dumnezeu are de lungă răbdare ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului. Și noi avem pe cei dragi noștri care vedem că rămân împietriți. Să ne rugăm pentru ei. Pentru că știm că unde va petrece veșnicia. Ei sunt ei conștienți deocamdată. Doar Domnul se poate atinge de inimile lor. Nu noi. Noi nu putem. Eu dacă ar putea mai putem tot sapă. Dar nu pot. Eu doar să vă spun că voi trebuie să vă pocăiți. Așa cum am mers la un prieten care mă făcea nebun că de ce nu mă vaccinez. Acum am energic și mă face fericit că de fapt e bine că m-am vaccinat, că el de fapt de aia acum are boli din cauza vaccinului și îmi arată ce mai făcut din lucruri de pământez. Și a zis, Vasile, ți-ai făcut, dar nu avem un singur lucru. El a plecat ca un pământ și i-a mai spus lui de pocăință. Dar nevață s-a răzbătit că, auzi, sunt nevață și face pe cu pocăința ta. Eu nu am făcut nimic de pocăință, dar mai avem un lucru de făcut. Vedeți? Oamenii știe, dar rămân reci la ce e mai important. Bine, avem nevoie și de locuințe, pentru mine că e important. Dar cel mai important lucru e negligență. Și trăiesc cu frica morții în fiecare zi. Scriptura spune, chiar pe evreilor, Pavel, celor ce de frica morții știe toate zilele vieții lor. Știe toate zilele. Până nu e frică de moarte. Pentru că știu că de moarte va să fie fericiți pe cei care vor fi răbiți, nu vor gusta cumva. Deci plecăm fericiți de pe pământul acesta. Iar posibilitatea de a-i mulțumi pentru că Dumnezeu a pus această nădejde în urmă, în urmă, în urmă, în urmă. Și știți? Și la urmă, am
acolo creștine, ca tu nostru Biblia. Da, familia respectivă, sigur, puternă, încurajată. Dar nu am terminat să se mai citească ce spune Pavel Tesalonicenilor. Noi nu suntem fără nădejde ca ceilalți oameni care au nădejde. Da, este o durere, în special cu viața oameni tineri, familie tineri, e o durere. Nu comentez lucrul acesta. Dar e o încurajare. Și Dumnezeu va purta grijă. Dacă eu, ca tată, poartă grijă vădurilor și orfanilor, a spus-o și va face. Important este să ne încredem. Nu fiind fără vedere. Domnul să ne binecuvânteze și să ne mulțumim pentru bunătatea și dragostea lui, care s-a revărsat pentru tine și peste întreaga omenire. Amin. Amin. Așa cum a fost îndemnat, dorim să venim să ne mulțumim lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi avem suficiente motive să facem acest lucru. Haideți de pe picioare să facem acest lucru, mă zic, partea fraților, ce-a fost rău. Mulțumim, Doamne Tată Celestă, pentru jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin care am primit o nădejde vie și mulțumim pentru mântuirea pe care am primit-o în dar. Mulțumim că ne-ai făcut și moștenitori împreună cu El. Te lăudăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. În fiecare zi, Doamne Tată, avem parte de bunătatea Ta și mai ne vedem acest lucru la fiecare pas din vieții noastre. În această dimineață să ne fie cu recunoștință și să-ți mulțumim pentru tot ceea ce primim din mâna Ta. Mulțumim, Doamne Tată, în primul rând, pentru jertfa de ascultă, Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim că suntem copii răscumpărați. Mulțumim pentru toate numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Meriți toată slava, lauda și cinstea, Părinte Bun, că Tu, Dumnezeu atotputernic și veșnic, singurul Dumnezeu adevărat, ai privit cu milă și îndurare la noi niște oameni păcătoși, care rătăceam în lumea aceasta, care eram fără minte, fără înțelepciune, și, Doamne, Te-ai îndurat de sufletele noastre și ai plătit prețul răscumpărării sufletelor noastre prin jertfa glorioasă a Domnului nostru Iisus de la Calvar. Mulțumim din toată inima că ai făcut din noi copiii Tăi. Mulțumim din toată inima că ne-ai scris numele în cartea vieții, ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt. Și mulțumim din toată inima că ne-ai pregătit un loc, ca acolo unde ești Tu să fim și noi pentru veșnicie. Ne închinăm cu recunoștință și Te lăudăm pe Tine, pentru că Tu ești acela ce ne poți să-i grijă în fiecare zi și în fiecare clipă. Și dacă astăzi suntem aici, în picioare, stăm înaintea Ta, este doar harul Tău și îți mulțumim pentru El. În numele Domnului nostru Iisus. Amin. 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 Tatăl nostru din cer, vine înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc să mă auzi pentru bunătatea Ta care ai primit. Fiecare dimineață, în urmă, în dragoste pentru noi, ai dat Iisus Hristos. Acele de recuperare și mulțumesc de pregătită. Să ne ferim de vreme că mă primim pe noi Iisus, în care ai dat în Duhul Tău pe Iisus. Iar de să-i mulțumim, Doamne, mulțumim, bunătatea Ta și dragoste. Amém.
Amin. Care din nou, Doamne, ne-a mintit de bunătatea Ta, de dragul Sfânt Ta. Vrede din seața noastră, ca dimineața Ta, ca Tu laudă, cinste și văzut. Amin. Amin. Doamne, Tatăl Ceresc, Sfântului, Domnul Iisus, dragi și Sfântului, de Sfântul Plăcea, de dimineața, cu Sfântul de Iubirea, care ne-a dat o dată pentru poate noastră, de Sfântului, 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 Amin.
împlinim și îți mulțumim, Tatăl Bun din Ceruri, pentru prezența ta în locul nostru. Îți mulțumim pentru duș și viață, pentru sufletele noastre. Îți mulțumim de jertfa ta glorioasă de la cruce, care ne-ai iertat în mântuit și ne-ai dat viață veșnică. Îți mulțumim de nădejdea care ai spus-o noi, că tu ne-ai spus că vii curând. Și îți mulțumim de lucrarea ta minunată care ai făcut-o și o faci în continuare. Mulțumim că și frații mei, cu fiecare parte care se plecați în lucrarea ta, te rog să-i binecuvintezi și la ducere și la toatele și îți mulțumim de tot ce ai făcut și de tot ce faci în continuare pentru noi. A ta să fie toată slava, toată cinstea, o meriți prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.
Amin. Iisus, cumplit a suferit, orice răstignit, vă dăm pentru această cântare și apoi vă stăm părtășirea noastră. Domnului, de față, foarte bun de la sfârșit. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suflit, n-a deschis gura deloc, ca un leu, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să îl zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va înviora. Prin cunoștința Lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare pe voia Lui Dumnezeu și va lua asupra Lui o vară a nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multor și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Amin. Iată-ne, dragi frați și surori, în această dimineață, stăm din nou la această masă de aducere aminte și ne aducem aminte de Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum Apostolul Pavel spunea lui Timotei. Dar ne aducem aminte de ceea ce a făcut El și de modul Lui de a duce până la capăt. A ascultat de Tatăl până la capăt, până la moarte și încă moarte de cruce. Iar prorocul Isaia aici ne vestește că oamenii nu L-au cunoscut. Oamenii nu au crezut în ce li se vestise. Oamenii nu cunoșteau brațul Domnului care trimitea mântuirea Bisericii. Oamenii L-au disprețuit, L-au batjocorit, L-au urât. Într-adevăr, El n-avea nimic să ne placă, spune Isaia aici. Adică, probabil, dacă te-ai uitat la El, era un om atât de simplu, atât de modest, a cărui înfățișare nu te făcea să zici, wow, ce om frumos. Așa cum astăzi oamenii își doresc și se străduiesc și se zbat să arate frumos. Dar învățăm aici o lecție că pentru Domnul nostru, Iisus Hristos, nu era importantă frumusețea exterioară. Și asta trebuie să ne fie și nouă lecție. Ci importantă era frumusețea sufletului, frumusețea ascultării de Tatăl și împlinirii voii Tatălui. Pentru că la finalul capitolului spune aici cuvântul că va vedea rodul muncii frumuseții Lui, sufletului Său. Ceea ce a văzut Domnul, a văzut rodul muncii sufletului Său. Frați și surori, noi trebuie să vedem dincolo de ceea ce se vede. Și Apostolul Pavel spune asta. Noi ne uităm la lucrurile care se văd, sunt trecătoare, și la cele ce nu se văd, că sunt veșnice. Dacă ai fi frumos, cum spune Solomon, frumusețea și zorile vieții, sunt trecătoare. Nu țin mult. Dar ce ține mult? Ceea ce nu se vede, dar ceea ce există și ceea ce vește, adică sufletul. Și atunci, preocuparea omului trebuie să fie pentru suflet. Ori Domnul Iisus s-a preocupat de sufletele noastre. Și
și s-a preocupat de sufletele întregii omenirii. Că moartea lui a fost pentru toți oamenii. Mai sunt unii astăzi care zic, a, păi dacă nu murim pentru toți, o murim numai pentru cei aleși, cei la săraci, ce să facă? Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Dar, într-adevăr, nu toți beneficiază de moarte și de jertfa lui. Ci doar acei ce cred. Ioan 3:16 ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Păi pentru cine a dat? Pentru lume. Dar cine beneficiază de el? Iertare și de moartea și învierea Domnului Iisus. Acei ce cred în numele Lui. Vedeți? Domnul a dat totul. A murit pentru toți. Problema e că nu toți oamenii au seama asta. Și spune aici prorocul Isaia, oamenii au crezut că-i obit de Dumnezeu, că-i smerit de Dumnezeu, că sigur are în păcate ascunse care nu le știau ei, dar care le avea și pentru ălea plătea el și ajunsese așa nedrept la moarte. Cât de ușor judecă omul pe altul pe care nu-l cunoaște. Cât de ușor au aruncat vina imediat pe Domnul Iisus. În loc să creadă în el și să se încreadă în el ca Domn și Mântuitor, i-au dat vina, a, avea aici astăzi. Nu lăsa Dumnezeu să piară în halul ăsta dacă el era așa cum se vrea. Și totuși, el era și este Fiul lui Dumnezeu. Cel din veșnicie, care venise în lumea noastră să ridice păcatul lui. Și oamenii spun, nu, nu l-au cunoscut. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi credeam că e de Domnul. Și El făcea lucrarea de mântuire a oamenilor. Când stăm fraților și surorilor în fața la pâine, în fața la vie, ne aducem aminte că Domnul a plătit atât de mare preț. Trupul Său a fost zdrobit, scuipat, la jocuri, știu cu toți. Biciuit. Culit în tot felul și suferințele au fost groase. Și stăm și cântăm la pâine, ne aducem aminte că mare. Pentru că noi de multe ori atunci când primim ceva nu prea prețuim. Și pe copii încercăm să-i învățăm ca să obțină lucrurile prin profit de trudă. Vă strânge tu banii tăi din bursa ta. Fă cumva și ok, te ajungi și eu puțin. Dar trebuie cumva să ajungi să obții ceea ce vrei ca să prețuiești. De ce? Pentru că așa suntem de obișnuiți că atunci când primim ceva așa gratis, să nu prețuim. Mi se pare normal, mi se pare ieftin și poate lucrul ăla gratis e foarte valoros. E tot la fel. Mântuirea primită în dar, gratis, de la Dumnezeu. E gratis, într-adevăr. Dar nu e fără valoare. Faptul că e gratis nu înseamnă că nu are valoare. Ci valoarea din contră e mult prea mare și noi nu o puteam plăti. De-aia a fost oferită gratis. Pentru că orice om de pe planeta asta, oricât de multimiliardar ar fi el, nu are suficient bani să plătească mântuirea sufletului său. Pentru că e mult prea scump. Pentru sufletele noastre, pentru răscumpărarea lor, s-a plătit preț de sânge. Prețul vieții Domnului nostru Iisus Hristos. Păi și cine ar putea plăti bani pentru asta? Și nu s-a plătit. Pentru asta, Domnul a plătit. Dar asta nu înseamnă de ceva ieftin. Și Domnul, tocmai de aia ne-a lăsat masa de aducere aminte. Ca eu și dumneavoastră după ani, să ne aducem aminte de prețul destul de mare pe care l-a plătit el. Să ne aducem aminte că a costat mântuirea noastră. Să ne aducem aminte că ea este cu de mare preț. Că dacă nu, noi o luăm ca de alucat. Ca și când e normal să ne dea Dumnezeu. Că El e bun și noi suntem copiii Lui. Și dacă El ne-a creat, așa că să ne și mântuiască și Doamne ajută. Dar nu chiar așa. Pentru că uitați-vă că El ne-a creat. Și începând de la Adam și Eva și apoi și la noi astăzi, de când ne-am născut, Dumnezeu ne-a pus în fața alegerii. Alege binele, alege adevărul,
alege dreptate și perfect. Alegi celelalte părți, minciuna, neadevărul, nedreptatea, necredința și vederii. Și oamenii aleg. Oamenii aleg, cum spunea fratele Cercel. Așa este. Ei aleg. Ce tot zici tu, mă, de copiii. Ce e ala de asta? Că a ales ceva. A ales calea necredinței și a nepocăinței. Asta a ales omul. Zice, nu, Doamne, că eu n-am ales. Ba da, ai ales. Fiecare prin necredința pe care o dovedește, alege să nu creadă. Alege să respingă bunătatea lui Dumnezeu. Alege omul. Dumnezeu, într-adevăr, nu forțează pe nimeni. Nu vine să pună presiune pe tine. Bă, trebuie să mă alegi. Te lasă să alegi liber. Într-adevăr, ne tot arată bunătatea lui, ne arată dragostea lui. Ne vorbește până într-un fel de dragoste. Acum, cumva, omul să se trezească și să ia seama. Dar să nu uităm un lucru. Povesteam zilele trecute cu frații și tot ne-am adus alunul de asta. Am spus oamenii ceea ce uită, că răbdarea lui Dumnezeu nu spune în Biblie ca fi infinită. Unii așa au spus. Că răbdarea lui Dumnezeu e infinită. Adică niciodată nu se gata răbdarea lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, spune Biblia. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, într-adevăr. Dar într-o zi, răbdarea lui Dumnezeu se va termina. Așa a fost pentru Sodoma și Gomora. Vă aduceți aminte. Dumnezeu a avut o îndelungă răbdare cu Sodoma și Gomora, că dacă nu avea nici de bun. Dar într-o zi, lunga lui răbdare pentru ei s-a terminat. De ce? Pentru că l-au respins. Până și când au venit acolo îngerii în Sodoma să-l ia pe Lot, ei au făcut ceea ce trebuia. Nu stăm și uităm la lume de asta. Care e demonstrația? Nu-i la fel? Dumnezeu a avut o nelungă răbdare. Și numai cât cunoaștem noi, te întreb, bă, dar cum mai răbdă Dumnezeu pământul ăsta? Și pe ce cunosc eu sau dumneavoastră, nimic. Cred că nu cunoaște Dumnezeu din răutatea acestei lucruri. Și totuși, are de lângă răbdare. Dar vine o zi, cât de curând, că răbdarea lui Dumnezeu se va comandă peste această oameni. Și atunci, oamenii vor fi duși la judecată. Dar slavă Lui! Fratele ne citea la închinare. Slavă Lui! Dar dragostea lui Dumnezeu, dar bunătatea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a plătit cu milă și cu lavă. A plătit prețul răscumpărării, atât de mare preț. A suferit Domnul Iisus, El cel neprihănit, cel fără de păcat. A suportat El toate nelegiuirile. S-a îmbrăcat cu păcatele noastre, spune de aici Isaia. A luat El păcatul meu și al dumneavoastră asupra sa. De ce? Ca să fiu dus o copilă de reducție din ea. Pe nedrept. Pe nedrept, că nu-i drept. Deci dacă ar fi să o luăm drept, dreptatea lui Dumnezeu, ce ar fi trebuit să facă? Să ne nimicească, să ne gândim în ea. Asta făcea dreptatea. Pentru că ne-am născut în păcat, am trăit în păcat și am păcătuit. Ce meritam? Plata păcatului este moarte. Dar darul fără plata lui Dumnezeu. Viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăviți să fie numai Domnul. Ei, tocmai de asta, dragi frați și surori, ne aducem astăzi aminte, din nou, privind la pâine, privind la vin, ne aducem aminte, Domnul a plătit și pentru mine. Domnul a fost bun și casă de mine. Și dacă astăzi sunt copilul său, și dacă astăzi stau în adunarea din tălmașul, și pot să stau în picioare și să iau parte din masa aceasta, nu e meritul lui, ci e meritul lui. E dovada dragostei lui. E prețul plătit de El. Dar noi beneficiem. Pentru că prin credință și pocăință ne-am întors cu față spre El. Pentru că noi am ales să credem în El. Am ales să-L credem pe cuvânt. Să credem cele scrise în cartea aceasta. Știți că dacă te duci astăzi la... Am văzut niște filmulețe scurte pe YouTube în care unii creștini mergeau în Israel și le cita Isaia 53, în limba ebraică, un om evreic.
stătea, asculta așa și ca. Și zicea, despre ce credeți că vorbește aici, prorocul Isaia? E prea evident, e greu să spui că despre altcineva. E prea clar că despre Domnul Iisus vorbește. Dar ei, pentru că nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus ca Mesia, ei, pentru că încă mai așteaptă ca Mesia să vină, îți pun și în mare încurcătură atunci când îi se citește textul acesta. Și zic, păi data asta mie în care nu știu, a fost amândouă, gata. Imediat să iasă afară, să rămână tot pe poziție și să rămână în necredință, dă vina că de fapt a fost adăugat. Foarte simplu pentru oameni, vedeți? Și mulți astăzi interpretează așa Scriptura. Asta a fost adăugat, asta de fapt nu trebuia să fie, asta nu interpretată bine, asta în originea spunea altceva. Și așa le întoarce omul ca să-i cadă el în picioare. Problema e că vine o zi. Vine o zi, foarte curând, când toți acești oameni care resping dragostea lui Dumnezeu, vor sta înaintea lui și Domnul Iisus atunci va fi judecător. Cel drept. Și va judeca pe fiecare om după alegerile lui. Și știți ce-i trist? Că atunci nu vor mai fi chiar negociat. Acum cu noi oamenii negociază. Lasă că așa zici tu, lasă că așa crezi tu. E adevărat, poți să mă interpretez cu trebuie. Dar cuvântul acesta trebuie să-l crezi așa cum este scris. Cuvântul acesta trebuie să-l crezi și să te încrezi în el. Ăsta nu poți să-l negociezi. Vorbele mele se pot discuta. Dar cuvântul este al Dumnezeu și îl spune Dumnezeu. Noi, frați și surori, avem harul acesta, ca din nou în dimineața aceasta, să trăim și să înfăptuim adevărul acesta, pe care Domnul Iisus l-a spus ucenicilor, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, până când voi veni. Ce înseamnă faptul că facem asta? Înseamnă că ascultăm de porunca Domnului Iisus Hristos. Înseamnă că vestim moartea Domnului nostru, așa spune Domnul Corinteni 11. Și apoi ce mai înseamnă? Înseamnă că Domnul Iisus a promis că va reveni, va reveni curând, dar n-a revenit încă. De-aia mai facem asta. În ziua când va reveni și ne va lua acasă, nu mai trebuie să facem asta. Și atunci îl vom mânca din nou cu el, nou în slavă, așa cum ne-a spus ucenicii. Atunci ne vom bucura la masă cu Domnul nostru în slavă. Altfel de masă. Bineînțeles că nu am masă pe aceasta. Dar o masă. Ei, faptul că noi facem asta, vestim că Domnul Iisus va veni. Ce înseamnă asta, dragi frați? Pe de o parte, pentru mine și dumneavoastră, cei credincioși, cei puși în rânduială, cei care ați crezut și credeți din toate inima Domnului, înseamnă bucurie, nădejde, pace, corect. Și așteptăm să vină Domnul. Ne bucurăm că vine, nu? Că ce poți decât să te bucuri când vine cineva drag? Când vine iubitul, iubita ta, ce poți decât să te bucuri? Nu poți să te întristezi. Iar pentru ceilalți care n-au nădejde, ce înseamnă masa aceasta? Înseamnă o provocare că încă îndelunga răbdarea lui Dumnezeu nu s-a terminat. Dar provocarea care este? Fă ceva, că dacă nu ea se va termina curând. Fă ceea ce trebuie să faci, ca ea să nu se termine înainte, ca tu să te pui în răbdare. Asta înseamnă masa aceasta pentru mine, care nu e poate. Trebuie să te pui în rânduială câtă vreme mai e har. Pentru că harul va fi luat într-o zi. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se va încheia într-o zi. Și atunci va fi prea târziu. Și iubește prea târziu. Și să stai la ușă cu ușă. Ce trist va fi. De aceea, haideți să beneficiem acum, astăzi, de harul de care avem parte. Haideți ca astăzi,
Dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile, ci rezolvați-vă probleme. Astăzi. Satan zice, lasă, mâine, săptămâna viitoare, luna viitoare, la anul, pe vremea asta, o să fiu în rânduială. Și atât o să te amăgească de niciodată nu va fi sfârșit. Pentru că Satan vrea ca toată lumea, îi lasă pe toți oamenii să se pocăiască, dar știți când? Mâine. Domnul spune astăzi, dacă auziți glasul pocăiți-vă, și Satana zice, mâine. Nu o să faci. Și mâine când vei? Niciodată. Niciodată. Că mâine va. Vei zice mâine. Și mâine, și mâine, și trec anul. Și Domnul vine. Și tu nu vei pe vizea afară. Dar, pentru cei aleși, pentru cei care s-au împăcat cu Domnul, pentru cei care s-au și-au pus nădejdea de Domnul Iisus Hristos, cei care cred din toată inima lor că Domnul Iisus Hristos a venit pentru păcatele noastre, a fost înglobat a treia zi, în Scripturi, a înviat a treia zi, după Scripturi, scuzați, a fost înglobat în aceea zi, a treia zi a înviat după Scripturi, s-a înălțat și șate la dreapta Tatălui și le pregătește în loc. Așa că spun Scripturi. Crede în toată inima. Pentru toți aceia care iau parte din ea, e un motiv de mare. E un motiv de pace, de liniște sufletească, de mâncare. Știi că stai cu Domnul la masă. Și frate și surori pe tare. O mare binecuvântare. Slăvim pe Domnul pentru onoarea aceasta. Și vrem să facem și noi lucrul acesta. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și să cerem binecuvântarea Domnului peste voi. Ne închinăm înaintea ta, Părinte Bun. Îți dăm slavă și ne închinăm cu mulțumire, pentru că Tu te-ai îndurat de sufletele noastre. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care a lăsat slava cerească, a venit printre noi oamenii, a locuit ca un om, a trăit ca un om și a murit ca un om, pentru păcatele noastre. Mulțumim pentru trupul Său care s-a frânt în locul nostru. Mulțumim din toată inima pentru pâinea aceasta, care ne aduce aminte de trupul Domnului nostru și de prețul nespus de mare cu ideea. Te rugăm să binecuvintezi cu inima aceasta. Te rugăm din toată inima să binecuvintezi fiecare suflet care ia parte din lumea aceasta. Te rugăm din toată inima să cercetezi tu, Doamne, și pe aceea ce încă stau pe parte și nu se pot înlătura. Și dă-le Tu harul pocăinței. Dă-le Tu harul credinței. Dă-le, Doamne, puterea ca să facă ceea ce trebuie și să se decidă pentru Tine și Împărăția Ta. Mulțumim mult de tot pentru onoarea pe care o avem de a sta la masă unii cu alții și cu Tine și îți dăm slavă în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Frângem pâinea aceasta spre aducerea mintea Duhului Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a frânt cu noi. Iar din pâinea aceasta vom lua parte toți aceia care s-au împăcat cu Domnul, care cred că Domnul Iisus este Domnul și Mântuitorul lor personal, au mărturisit asta și în apa botezului și trăiesc în bună rânduială unii cu alții și cu Domnul.
Vreau să cerem binecuvântarea Domnului și peste paharul cu vin care se va împărți între noi. Prin bunătatea cu recunoștință și vrem să-L mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim că El a fost gata să vină pe acest pământ, să se încarce cu păcatele noastre. Îți mulțumim că a fost gata ca să dea trupul Sfânt la cruce, să înveste sângele, ca să facă pune noul legământ. Mulțumim pentru acest noul legământ care ne-a răscumpărat, care ne-a salvat. Și Lui Dumnezeu, Tatăl, că a fost să binecuvânteze aceste pari vii ca să vă împărțim dintre noi. Și Lui Dumnezeu, Tatăl, că a fost să binecuvânteze pe toți aceia care au parte, pe primul omul cea pe care nu au parte să se face cu tine. Mulțumim, Doamne, Tatăl, pentru tot ce faci pentru noi și cu iubirea ta. Amin. Amin. Domnul Dumnezeu acesta, în amintirea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a curs, a curs la Golgota și pe pe Sfânta Vieții Cărare, Iisuse, prin Harul Dumnezeu și flori de iubire și soare, spre lauda ta să vedem. Dă-te pe Domnul cu această cântare, pe fratele Dani Mogoașă, are un mesaj în partea lui pentru noi. Domnul să ne puteze pe noi și noi să ne au inimă deschisă și lui putere despre Domnului. Amin. Amin.
Cine aleargă? Pe Sfânta Vieții Cărare? Noi toți ar trebui, așa am gândat, să alergăm pe Sfânta Vieții Cărare. Avem Cuvântul Dumnezeu, Biblia, care este o comoară nesecată pentru viața celui credincios și doresc să citesc, nu vă atragi bine cunoscut, din Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19. Eu, de avocatului de gălătiv, a fost vorba și în vreme subiect dimineață. Era un om bogat care se îmbrăca în corbiră și hrănim subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de muze. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care plăteau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lindeau cubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Abraham. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în vinuri și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Abraham și pe Lazăr în sânul lui și a strigat: Părinte Abrahame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și măie vârful degetului în apă și să înrăcorească limba, căci grozav se chinuit în băpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Abraham, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazăr și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pentru că toate acestea, între voi, între noi și voi, este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar Părinte Abrahame, să trimesc pe Lazăr în casa tatălui meu. Căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Abraham a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Abrahame, a zis el, ci dacă se va duce la ei, cineva din morți se vor pocăi. Și Abraham i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar via cineva din morți. Amin. Amin. Obișnuim să spunem, face parte, Domnul să te binecuvinteze. Este? Ce înțelegem noi când spunem Domnul să te binecuvinteze? Știți, am stat și m-am gândit să facem o socoteală la toate binecuvântările pe care le-a dăruit Dumnezeu în viața noastră. Până astăzi. Nu știu dacă v-a gândit la lucrul acesta. Și știți ce m-am gândit? Că, de fapt, tot ce ni s-a întâmplat în viața noastră sunt binecuvântări. Și cele rele care s-au întâmplat, zicem noi, lucrurile care s-au întâmplat, sunt binecuvântări. Bine, textul acesta se citește la înmormântări, la privegiuri, când în fața oamenilor stă un zicriu cu corpul neînsufletit al unui om, al unei femei, și cuvântul vorbește celor vii, ca să vadă și pe drept cuvânt Domnul Iisus deschide o fereastră către veșnicie ca omul să știe cum va fi când pleacă de pe pământul acesta. Cum va fi și unde va ajunge datorită alegerilor. Am auzit că omul alege pe pământul acesta. Și când zice că nu alege, tot alege. Și nu există decât două feluri de a... două locuri unde se ajunge. În sânul lui Abraham, sau în locuința morților. În Raiul lui Dumnezeu sau în iad. Biblia ne dă foarte, foarte multe lămuriri în privința aceasta și este foarte explicită. Numai ce nu vrea să înțeleagă, să creadă. Nu vrea să creadă. Nu înțelege ceea ce spune Biblia. Domnul Iisus ne pune în față doi oameni. Doi evrei. Și eu îmi plin să cred că au fost doi oameni care au trăit în poporul Israel pe vremea aceea, eu știu exact înainte de Domnul Iisus. Domnul Iisus cunoaște toate lucrurile și de aceea o pune ca o pildă pentru noi oamenii. Și a rămas scrisă pe patrie, scris Sfinte Scripturi și pentru noi astăzi. Noi ce învățăm de la cei doi oameni? Cine vrea să fie ca avocatul? Cine vrea să fie ca altă?
Nedan, ai gândit aceste întrebări. Zicea cineva, aș vrea să fiu ca bogat. Să am de toate. Dar să ajung în Sfântul lui Avram. N-aș vrea să fiu ca Lazăr, dar să ajung în Sfântul lui Avram. Bogatul este binecuvântat. Are multe binecuvântări. Prima binecuvântare, adică, este că s-a născut. Stăteam și mă gândeam, astăzi se naște în maternități. Doctori, asistente, moașe, atunci cred că nu erau spitale. Și totuși oamenii se nășteau. Dar existau și oameni, existau și copii care mureau la naștere. Și unii mureau în pântecele maicii lor. Și atunci se întâmplă și astăzi de multe ori să moară copilul în pântecele mamei. Și asta e o problemă. Și doctorii se luptă cu viața femeii, să-i salveze viața când a murit copilul. Bogatul a avut binecuvântarea să se nască. Și eu am avut binecuvântarea să mă nasc. Și cred că și dumneavoastră. Că dacă suntem astăzi aici, a fost o zi în viață când părinții ne-au adus, mama ne-a adus în viață. Ne-am născut. Este o binecuvântare. Ne asemănăm un pic cu bogatul. S-a născut sănătos. O mare binecuvântare. Stăteam și mă gândeam cât de puțin prețuim și nu mulțumim noi în ajuns lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși. Sau că ne-am născut sănătoși. Sunt acea copii care vin pe lume cu boli în trupul acesta. Cu suferințe. Și se luptă cu părinții să-i îngrijească și vai și amar de mult. Copil fiind să fie operat pe inimă sau la rinic, sau să te naști cu un picior mai scurt, sau acolo o mână, sau să nu vezi, sau să nu auzi. S-a născut sănătos. Bogatul s-a născut sănătos. O mare binecuvântare. Știți binecuvântările pe care Dumnezeu le trimite în viață? Zice că dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Ca cei răi să se trezească, să se vadă dragostea lui Dumnezeu. Să ia o decizie bună. S-a născut sănătos. Și noi ne-am născut sănătos. Suntem întregi, mâini picioare, voi, urechi, auzim, ascultăm, prieteni și Cuvântul Dumnezeu ne vorbește. Rămâne să aplicăm. Aici ne cheamă Dumnezeu să răspundem la ceea ce, la binecuvântările pe care El ne dă în viața noastră. Și cum și Lazar a fost binecuvântat. Și suferința pe care el a avut-o a fost o binecuvântare. Nu cred că s-a bucurat așa de mult de ea, dar a acceptat-o. Și probabil că i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta, pentru că Dumnezeu trimite îngerii să-l ia când moare. Trimite îngerii să-l ducă în Sfântul lui Avram. Să fim prieteni cu Dumnezeu. Și va rămâna. Să fim prieteni cu Dumnezeu. Că dacă l-ai pe Dumnezeu dușman, vă dau lucru. Spune Petru, zice, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Împotriva celor mândri. Nu numai că îi lasă de capul lor. Zice că e împotriva lor. Împotriva celor mândri. De aceea este bine să ne gândim serios la viața noastră, la felul în care ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, înaintea fraților, surorilor. Omul acesta s-a născut sănătos. Este o binecuvântare. Și noi ne-am născut la fel sănătos. O mare binecuvântare. Și vă aduc aminte de felia cincea de pâine. Ați minte? Felia a cincea de pâine. Extindeți mulțumirea. Pocăiește-te sincer, înnoiește-te zilnic, iubește persoanele,
Ne asemănăm un pic cu el. Omul acesta s-a avut binecuvântarea să se nască într-un popor care cunoștea pe Dumnezeu. Avea cunoștință Dumnezeu. Și noi ne-am născut în România, 98% țară creștină și slavă Domnului că într-o măsură românii știu despre Dumnezeu. Și peste puține zile vom sărbători și sărbătoria toată România nașterea Domnului Iisus Hristos. La primăvară sărbătorim Învierea. Și oamenii știu despre lucrul acesta. Omul acesta s-a născut într-un popor care cunoștea pe Dumnezeu. La fel ca noi. Și stăteam și mă gândeam ce minunat este să te naști într-o familie care se teme de Dumnezeu. Și să ai Biblia acasă. Ce mare binecuvântare este aceasta. Să trăiești în casă cu Biblia. Extraordinar. O cumoară nesecată pentru viața noastră. Omul acesta s-a născut într-un popor care cunoștea pe Dumnezeu. Poporul Israel. Și a avut și legea, a avut și prorocii, a avut cunoștință, a avut Biblia, dar n-a băgat-o în seamă. Zice Cuvântul Lui Dumnezeu că se îmbrăca în porfiră și din subțire, în haine scumpe, în haine moi. Zicea Domnul Iisus când vorbea despre Ion Mântuitorul, ceea ce se vede, un om îmbrăcat în haine moi, iată că cei care se îmbracă în haine moi sunt în casele împăraților. Ion Mântuitorul nu avea haine moi. Este interesant de cugetat atât că noi dovedim că îl cunoaștem pe Dumnezeu, îl ascultăm, îl iubim și alergăm pe Sfânta Vieții care are cu tot ceea ce sunt pe pământul acesta, și cu îmbrăcăminte, și cu vorbe, și cu fapte, și cu prezența, și cu atitudinea, și cu orice lucru care ne caracterizează. Dovedim că suntem credincioși sau nu. Omul acesta a avea cunoștință de Dumnezeu, s-a născut într-un popor care cunoștea pe Dumnezeu și zice cuvântul că într-o zi anume s-a auzit, zicea cineva despre o femeie în vârstă care citea în fiecare zi ziarul doar la rubrica de mormântări, să vadă cine mai mult. Într-o zi s-a anunțat că a murit Lazar. Și mă gândeam la lucrul acesta, omul acesta bogat avea posibilități multiple. Vă gândesc ce casă o fi avut. Ce palat o fi avut. Biblia nu ne spune cât de mare e casa, nu ne spune gardul cum era de lung, cât teren avea în jurul casei. Ne spune ceva că avea câini acolo care erau de pază. Ca să nu vină hoțul să fure. Și în fața casei acelea mare stă un om bolnav plin de bube. Biblia ne spune, ne dă de înțeles că bogatul nici nu vrea să se uite la el. Dar mai mult să se dea de mâncare sau să-l atingă cumva. Și mă gândeam la lucrul acesta, probabil că avea angajat o bucătăreasă, o bucătare, o trebuie, vreau mai mult bucătărese. Și mă gândeam, ce l-ar fi costat pe bogat ca să vorbească cu bucătăreasa și să zică, vezi, după ce se termină masa, strângi totul și fă o parfurie și două lunază. Ce l-ar fi costat? Nimic. Zice Biblia, ar fi dorit să mănânce fărămiturile care cădeau de la masă. Și probabil că a murit de foame, Lazar, la ușa bogatului. Și probabil că îi părea rău bogatului că un om plin de bube stătea în fața
casei lui. Îi strică imaginea. Strica imaginea casei acelea impunătoare. Și iar un lucru interesant, zice, veneau câinii și lingeau bubele. Și probabil că îi lingeau bubele și se uitau la avocat. Zice, tu trebuia să faci aceasta, dar o facem noi. Câinii. Învățați ca să atace persoanele străine care veneau pe domeniul bogatului, erau câini antrenați pentru acela. Dar ei se duc și arată compasiunea acestui om sărman. Ce ne învață pe noi, ce învățăm de la câini? Zice, în termen medical, saliva câinilor vindecau rănile. Și, în general, animalele, când se rănesc sau în lupte și se sfâșie între ele, să lingi și să, așa se vindecă. Este extraordinar să înțelegem ce învățături atunci dădea Domnul Iisus și ne-a lăsat pe noi oamenii. Ca noi să învățăm ceva. Dacă vrem, învățăm. Și este așa că omul acesta n-a făcut nici chestia asta. Nu s-a dus la bucătăreasă să-i spună și l-a lăsat pe Lazar acolo și într-o zi l-a pomenit că Lazar nu mai este. Nu ni se spune ce s-a întâmplat cu lucrul său. Dar au venit îngerii și au luat sufletul și l-au văzut în sânul lui Abraham. La fericire. Și cuvântul ne spune că a murit și bogatul. Și l-au îngropat. Așa cum se întâmplă. Fiecare om care moare, stă câteva zile în coșul și apoi este pus în pământ, este îngropat. Și acolo și-a aruncat ochii în sus. Și a văzut ceva. A văzut pe Avram și l-a cunoscut. De aceea înțelegem, Biblia este foarte clară, că noi vrem să înțelegem, înțelegem. El e evreu. Îi spune, Părinte Avrame, vă aduceți aminte de cărturașii farisei când se adevăr cu Domnul Iisus? Noi suntem fiii lui Avram. Cum zici tu că noi suntem fiii lui Avram, noi suntem evrei, noi suntem poporul lui Dumnezeu? Frații mei, sunt mulți astăzi care fac parte din adunări și zic, suntem creștini. Noi suntem creștini pe Evanghelie, noi suntem baptiști, noi suntem pentecostali. Viața noastră e rău. Este un gând care ar trebui să cerceteze pe fiecare dintre noi să realizăm cum îl onorăm pe Dumnezeu. Și dacă suntem ceea ce vrem și spunem că suntem. A văzut pe Avram și strigă la Avram, Părinte Avrame, trimite pe Lazar. Nu zice Avram, bă, ce mă bași tu pe mine seama? Cine ești tu? Zice, fiule! Îl recunoaște, tu ești evreu, tu ești fiul. Avram este numit tatăl tuturor celor credincioși. Și recunoaște că el e evreu, din Avram se trecea. Fiul adu-ți aminte. Este starea când omul își aduce aminte. Dar este prea târziu atunci. Adu-ți aminte. Ce? Ce ai făcut în viață? Câte binecuvântări ai avut? Ce ai făcut cu ele? Lasă-l acolo la ușa ta. Ce ai făcut cu Lazar? Spunea Domnul Iisus, într-o împrejurare, Ioan 12, pe săracii aveți totdeauna cu voi. Ce faceți cu ei? Bineînțeles că sunt în mijlocul lor oameni care sunt sărmani. Noi vedem care sunt leneși, care sunt hoți, care sunt, caută să profite. Vedem, dar sunt oameni care sunt sărmani și au nevoie de ajutor.
Domnul se spune pe săracii, aveți totdeauna cu voi. De aceea Biblia ne învață foarte mult în ce privește dărnicia. Cum trebuie să fim noi darnici, cunoscându-L pe Dumnezeu, cunoscând pe Domnul Iisus Hristos și a făcut El pentru noi, ca să ne salveze, a dat viața, s-a jertfit, de la sângele, ca să ne salveze de la pierirea veșnică. Părinții Avrame trimite pe Lazar, cum mă, pe omul ăsta bucuros, vrei să te atingă? Părinții Avrame, doar o picătură să fie pe limbă. Și le ajunge. Oh, nu i-ar fi ajuns. Dar atât a dorit lucrul acesta, atât a avut ca să capete o picătură de apă. Căci grozav era chinuit în băbaia aceea. Grozav va fi în locuința munților, așteptând clipa judecății. Și grozav va fi să-și aducă aminte, am auzit de pocăință. El știa despre pocăință, dar n-a avut pocăință. El știa de Dumnezeu, dar n-a avut de Dumnezeu. El știa că să facă bine, dar n-a făcut. Și zice părintele Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile cele bune și trebuia să faci ceva cu ele. Și Domnul Iisus spunea, faceți-vă rost de bunci care nu se învechesc, o comoară în cerul, unde nu-l chiar cu Matei, capitolul 6. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Unde este inima mea? Unde este inima noastră? Este la comoară? Este la lucrurile pe pământul acestea? Câți n-au plecat în Anglia, Spania, în Anglia, Germania, să ducă bani să-și facă o casă și vin și fac o casă mare și... Și aveți o cameră. O casă mare, poate nu are timp să se bucure, să îmbolnăvește, suferă, copiii au suferit, au crescut fără tata, fără mama. Și atâtea lucruri pe care omul le face greșit. Strângeți-vă comori din cer. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Zice Domnul Iisus Hristos. Și eu înțeleg ce spune Domnul Iisus și este perfect adevărat lucrul acesta. Aduți aminte că în vremea în viața ta tu ți-ai luat lucrurile cele bune și Lazar și-a luat pe cerul ele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Ce minunat este să înțelegem mângâierea din partea Domnului. Și când treci prin suferință, să simți mângâierea Domnului. Atunci când primești cu mulțumire suferința, primești mângâierea Domnului. Face mult și mângâierea fratelui, Hristos. Face mult. Mângâierea mamei pentru copilul bolnav. Mângâierea tatei. Face mult lucrul acesta. Și contează foarte mult lucrul acesta. Și Domnul Iisus ne spune că în veșnicie, El, Domnul Iisus, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Din ochii celor care s-au crezut în El, a celor care au primit jertfa Lui, va șterge lacrima. Când mi s-a șters ultima dată lacrima de către sus, de către soție, de către mama, de către tata, de către fratele, de către sora, simțământul acela că șterge lacrima este extraordinar. Acum El este mântuit. Lazar ăla care a suferit la ușa ta și n-a primit fără miturile care cădeau de la masa ta, e mângâiat aici. Se vede diferența mare între cel credincios și cel necredincios. Clar, foarte clar se vede diferența aceasta pe care o face dreptatea lui Dumnezeu.
De Tatăl Dumnezeu este foarte clar. Deci ai avut o vorbă a zis cineva că când puterea are, când puterea are dreptatea, dreptatea este fără putere. Când puterea are dreptatea, dreptatea este fără putere. Și se întâmplă în jurul nostru astăzi, în lumea politică în care trăim, în lumea, în societatea în care trăim. Cei care ajung la putere, cred că dreptatea este cu vorbă. Și este așa că Dumnezeu cunoaște foarte corect lucrurile și spuneam psalmistul că dreptatea Lui este ca vântul mării. Și credincioșia Lui este așa de mare, dreptatea Lui Dumnezeu. Acum El este mânghiat. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Este foarte sugestiv lucrul acesta, o prăpastie. Ai grijă să nu cazi în prăpastie. Zice cineva. Auzi, ai grijă că e o groapă, să nu cazi. Zice mama la copil. Ai grijă când te duci la școală să te uiți bine la mașină, să nu dea mașina peste tine. Ai grijă? Ce facem când auzim? Ai grijă! Tresat și e aminte. Și dacă va fi timp, am și o poezie intitulată Ai grijă. Și omul acesta află despre această prăpastie. Și este interesant cum spune Domnul Iisus, cum zice Avram în text, cine ar vrea să treacă de aici la noi sau de acolo la voi să nu poată. Neîndoiul și foarte clar, din iad, toți ar vrea să treacă el în cer. Și acum când a murit sora mea, mai mică cu 4 ani ca mine, un nepot a scris pe internet, ne vedem în rai, mătușă, dar el nu este credincios. Ne vedem în rai și toți vor să ajungă în rai. Dar ar vrea să nu ajungă în iad, ci să meargă în rai. Dar din rai în iad, cine ar vrea să meargă? V-ați gândit? O mamă care își vede copilul în iad, ar trece să-l scoate de acolo? Sau un tată? Ar trece. S-ar duce să-l smulgă de acolo. Ar vrea să facă lucrul acesta. Dar nu se mai poate. După ce a intervenit moartea, nu se mai poate face nimic. Nu se mai mănâncă. Nu poți să-i care apă, că nu mai primește. De aceea este important să avem grijă de copiii noștri de acum. Atunci ar putea să vrem să ne ducem să-i smulgem de acolo, din chinuri. Să avem mare compasiune față de copiii noștri. Bogatul i-a zis, rogu-te, dar Părinte Avrame, să temezi pe Lazar în casa Tatălui eu, că mai am 5 frați. 5 frați. Nu unul, nu doi, 5. De-aș mă gândeam lucrul acesta. Știți, acesta a fost focul lui Dumnezeu sau una din lucrurile cele mai importante în viața omului de pământ este înmulțirea. Procreerea. Umpleți pământul și stăpâniți-vă, să zis Dumnezeu, primilor oameni. Frate, câți copii ai? Unu. Doi. Am fată și un băiat, gata, suficient. Atâta ți-a zis Dumnezeu? Păi să vezi că... Și mă gândesc că Dumnezeu m-a întrebat pe oameni. De ce ai avut doar un copil? Eu nu judec pe nimeni. Și nu vreau să credeți că am ceva cu cineva. Dar în plecă Dumnezeu m-a întrebat, tu de ce n-ai avut decât un copil? Păi să vezi, Doamne, că l-am făcut pe aia și pe aia altă și nu. Sunt probleme de ordin medical în care oamenii ajung în situație să nu mai poată avea copil. Dar să nu faci ceva împotriva voiei Dumnezeu. E foarte important.
Trebuie să luăm aminte periodul lucrul acesta. Marcin și frate, să nu vină și aici! E foarte rău aici, nu vreau să vină frații mei care i-au iubit, nu, să nu vină și aici. Trimite pe Lazar. Dorința oamenilor, după minuni. Fă o minune, Abrahame, fă o minune și vie pe Lazar, trimite-l în casa tatălui meu. Câți oameni astăzi mă aleargă după minuni? Și săraci oameni aleargă să fac pelerinaje, să ajungă, așa sunt și călăuziți, îndemnați, învățați, de alții. Dar nu de bine, nu de Cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai în măsură să ne dea învățătura cea mai corectă. Și zice, Avram a răspuns, au pe Moise și pe prorocii. Au Biblia. Părinte Avram, am avut-o și eu. Cam așa i-a spus bogatul. Păi eu am avut-o și eu. Dar ce, mi-a păsat de Biblie? Mi-a păsat de lege și de proroci? Nu. Iată, am ajuns aici. Trebuie să meargă cineva la ei să le adeverească aceste lucruri. Și dacă se vor duce, se vor pocăi. Ai știut de pocăit. Ai știut că trebuie să te pocăiești. Dar nu ți-a păsat de lucrul acesta. Ai crezut că mintea ta te conduce în viață și este cel mai bine așa. Și bogatul a trebuit să recunoască lucrul acesta. Am avut și eu, dar n-am luat în seamă lucrul acesta. Și spune Abraham ca ultimă afirmație, dacă nu ascultă de Moise pe proroci, nu vor crede. Nici chiar dacă a înviat și ceva de ce vor. Și se amintește dimineață că de fapt a înviat Domnul Iisus Hristos, dar oamenii nu mai servează învierea. Servează iepurașul, servează acum servează pe Crăciun, acum servează alte lucruri. Nu mai servează pe Domnul Iisus Hristos. Nu mai este el centru sărbătorii pe care o servează oamenii. Mulți oameni. Noi ar trebui să știm pe cine sărbătorim. Pe cine sărbăm. Și să-i dăm slavă și să-i mulțumim din toată inima. Haideți să vă citesc și poezia care v-am zis de ea, Ai grijă. A fost o parte pe internet, mi s-a părut interesantă și cred că avem de învățat și din lucrul acesta. Ai grijă ce spui, ai grijă ce faci. Ai grijă la gânduri, când suferi și taci. Ai grijă durerea să nu împarți cu oricui. Ai grijă puterea să nu scapi ai cui. Ai grijă cu cine în viață pornești, căsătorie. Ai grijă în suflet pe cine primești, pe Domnul Iisus Hristos, slăvită pe El. Ai grijă de trupul cel ai cu împrumut. Ai grijă de timpul ce nu-i de pierdut. Ai grijă de aer, de cer, de pământ. Ai grijă de suflet, de tot ce-i mai sfânt. Ai grijă, urmașii, atent să-ți crești. Prin faptele tale, exemplu, plăiești. Ai grijă, prieteni, să ai potriviți. Să nu prieteni, dar să fie potriviți. Ai grijă, dușmanii, să știi să-i eviți. Să fugi, cum a fugit Iosif din fața femeii lui Potifar. Ai grijă lumina să nu pierzi dormind. Ai grijă de tine să nu mori trăind. Ai grijă speranța să nu pierzi nici când. Ai grijă iubirea să nu scapi visând. Ai grijă greșeala să nu o renegi. Adică nici nu e a mea, nu eu am făcut asta. Greșeala nu. În viață ce seamen aceea culegi. Domnul să le binecuvinteze ca să avem grijă la viața noastră, să avem grijă la
cumoara cea mai de preț a omului pe pământ, ea ne învață ce este mântuirea, ea ne învață pe Domnul Iisus Hristos și să îl onorăm printr-o viață de ascultare. Domnul să fie slăvit că timpul acesta care stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului Său nu este pierdut. Amin. Amin. Nu putem să spunem Domnului cu mulțumesc pentru îndemnă în această dimineață, pentru ceea ce Domnul a avut să luăm aminte și să avem grijă în purtarea noastră, în umblarea noastră, în tot ceea ce facem, să facem ca pentru Domnul. Așa cum știm, avem frații pe toți care sunt împrăștenți în gestul Domnului, tine ei oștru pe care să tot de-a cu fratele, dar nici aminte. Hai să stai în rugăciunea de final, să purtăm în rugăciune. Ne ridicăm și în fratele Ovidiu, în fratele acest lucru. Doamne Părinte, bun, îți mulțumim pentru hrana pe care ne-ai dăruit-o și în această dimineață. Îți mulțumim că Tu ești acela care ești lângă noi și ne numi în fiecare zi. Doamne Tată Ceresc, de aceea te rugăm ca în această dimineață să ne ajuți pe fiecare dintre noi să prețim cuvintele pe care le-ai avut pentru inima și sufletul nostru. Ajută-ne să te prețuim pe Tine mai mult și toate valorile pe care le-ai pus Tu în noi. Ajută-ne să fim sensibili la șoapta Duhului Sfânt și ajută-ne să fim împlinitori ai Cuvântului Tău, nu numai ascultători. Mulțumim că ai fost cu noi până aici. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântești pe toți frații care sunt plecați pe drumul, la Boșteni, pe tineri, la Podlea. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu îi vei ține pe brațul Tău și ne vei da un timp de har. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești pe fiecare dintre noi pe mai departe și mulțumim că ne-ai dat și Cuvântul Tău pe care îl avem în fiecare casa noastră și putem să ne hrănim din ea și putem ca prin ceea ce ne dăruiești Tu să crește și să ne asemănăm tot mai mult cu Tine. Dă-ne cu curajul, Doamne, să te propovăduim și ajută-ne pe fiecare dintre noi să rămânem o mărturie vie în locul care ne-ai pus. De aceea te lăudăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 În harul Domnului, pe data s-a încheiat și tot ajutorul lui de noastră aici. Fiți binecuvântați.